Partidul Social Democrat anunță în 23 iulie candidatul formațiunii politice la alegerile prezidențiale din toamnă. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, spune că săptămâna viitoare, marți, va avea loc comitetul executiv al partidului, iar la finalul acestuia va fi anunțat și candidatul la prezidențiale. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a anunțat că marți 23 iulie va avea loc comitetul executiv al partidului, iar la finalul ședinței va fi anunțat candidatul PSD la prezidențiale. Referitor la sondaje, Mihai Fifor a precizat că Gabriela Firea a fost măsurată ca posibil candidat la primăria generală a Capitalei, iar Viorica Dăncilă ca lider al partidului. Pe 23 iulie aflăm candidatul și pe 3 august avem congresul. Ne dorim un congres de lansare a candidatului. Eu văd congresul ca pe un eveniment politic, punct de prezentare a candidaturii. Mi-aș dori să fie un eveniment de lansare a candidatului, a programului politic. De pe 10 august începem să strângem semnăturile. Asta înseamnă că trebuie să avem candidatul, pentru că mai sunt, practic, 100 de zile până la alegeri, a afirmat secretarul general al PSD, Mihai Fifor, la un post public de televiziune. Referitor la sondajele comandate de partid, secretarul general al PSD a explicat că Gabriela Firea a fost măsurată din punct de vedere al unei candidaturi la primăria generală a Capitalei, iar Viorica Dăncilă din perspectiva președintelui formațiunii politice. Pentru prezidențiale au fost măsurați cei care au anunțat intenția de a candida, adică Mihai Fifor sau Eugen Teodorovici. Măsori primarul general al Capitalei pentru că nu ai cum să-ți faci motorul partidului și măsori președintele partidului. Se măsoară. Noi știm la ora actuală care cum stă. Știm președintele partidului, știm Teodorovici, știm Fifor, știm Șerban Nicolae. Ca primar general al Capitalei, noi nu am măsurat candidatul la prezidențiale Gabriela Firea. Am măsurat-o pe doamna Dăncilă ca președinte de partid. Am măsurat candidaturile care și-au anunțat intenția de a candida. Eu zic că partidul e așezat în momentul de față și funcționează normal în prezent. Avem intenția să mergem în teritoriu. Practic, partidul își reia viața de partid așa cum trebuia să fie, a completat Fifor.